Pentru această categorie, agențiile compun pachete speciale în unități de cazare la prețuri mici în așa numitele hoteluri. Tudor Maxim, directorul agenției, spune că deși majoritatea clienților sunt turiști străini, și românii au început să prindă gustul acestui gen de turism. Promovăm un alt tip de experiență de călătorie. Costuri joase, dar cu servicii foarte bune. Românii sunt destul de interesați de astfel de servicii. E un turism de distracție, pe ce am pus noi accentul vara aceasta. Având și hosteluri de tineret și în București și în Vama Veche, i-am adus să vadă și felul în care se pot distra în România, care e o experiență unică față de orice altă destinație din Europa. Sunt foarte încântat și majoritatea celor care vin rămân în plus pe aceeași perioadă cât au și-au programat inițial să vină.